Mi-a ajuns comanda la Parfumo. Aici este. Sunt super încântată și vreau să deschid să vedeți și voi ce am aici. Așa. Am furfecuța lângă mine aici. Imediat. Bang, bang, bang. Așa. Am desfăcut. Avem aici două chestiute din astea. Facturica. Da, așa. Și să începem! Că sunt tare bucuroasă. Ok. Am aici, ăsta este exfoliantul de la Jaya, pe care îl așteptam, cu turtă dulce. Așa arată. Ia să vedem. Dacă vă arăt eu așa. Da. Ia să vedem. E... Na. Hai că o să-l desfac, că sunt curioasă să văd cum miroase. Și oricum, celălalt pe care l-am la baie e pe terminate, așa că e ok. Da, miroase a turtă dulce. Chiar miroase. Oh. Wow, e foarte uleios, are o textură uleioasă așa și nu foarte... Particulele astea nu mi se par foarte, nu știu, tare, așa, agresive. Abia aștept să văd cum exfoliază acest individ. Are valabilitate până în 2022. Așa. După că nu are din aia de valabil de când îl deschizi. Nu? Ok. 200 de mililitri are și eu am dat 14 lei pe el. Ok. Mai am aici o ojă de la Sally Hansen. Da. Color Therapy cu formulă cu ulei de argan. Așa arată. Culoarea asta e un verde armată din ăla, un khaki cu subton de albastru, ceva de genul, îl văd eu. Nuanța e 480 și îi zice Bamboost. Da. Și are 14,7 ml. E destul de măricică ogea asta. Eu am crezut că o să fie din aia mată pe site acolo, așa mi s-a părut. Dar nu, e... Adică așa pare aici, lucioasă. Da, îmi place nuanța foarte mult. Și am prins-o la super preț, vreo 6 lei, ceva de genul 7. Adică pentru Sally Hansen. Da. Ok. Și acum avem cele 3 parfumele. Cu ce să începem? Cu ce să începem? Hai cu ăsta pentru că îl știu deja și... Da. Ăsta e, nu? Da. Ăsta n-avea ce să fie că e lung. Eu le-am luat pe toate 3 testere pentru că au fost mai ieftine și na. Primul este Flower by Kenzo. Kenzo Flower. Varianta de 50 de mililitri o am eu. Tester. Ia să vedem. Înăuntru vine cu ambalajul de la Kenzo Flower original. Wow, cât de tare că mi-a venit cu capac! Yes, yes, yes! Da, foarte tare. Ia uite, am tras și de ăsta. Doamne, ce nebună sunt. Ok, așa e cutiuța dinăuntru. O bag la loc acum. Așa, de aici nu știu ce am făcut. Am făcut ceva. Am plinit. Și așa e sticluța. Tester, Flower by Kenzo, de parfum, de apă de parfum, am uitat să vă zic. Și are și note aici trecute, rose bulgar, violet de parm, parma, mă rog, vanil bourbon, musc blanc. Deci, musc alb, vanilie de bourbon, violete de parma și trandafir de Bulgaria. Deci toate sunt de ceva. Și musc e alb. Așa arată el. Foarte frumușel, foarte drăguțel. Doamne, 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 cu macul ăsta pe el aici. Ce bine îmi pare că a venit cu capac. Deci asta mă rugam la Dumnezeu să vină cu capac. Pentru că nimeni n-a scris acolo la review dacă vine, dacă te sărui cu capac, ca parfum normal. Și mă gândeam, doamne, e urât, e chel așa fără capac, dar
pentru că vreau să-mi iau cât mai multe parfumuri și așa și nu am cine știe ce buget, am zis să-mi iau testere, să mai ieftine. Da, Made in France, ui mei, pare destul de ok, adică nu pare fake. Știu că asta e problema la testere, că încă ne gândim că sunt fake, fake-uri. Și capacul se trage destul de greu. Bine, asta nu e o regulă, că sunt și parfumuri scumpe care se bălângăne capacul, nu stă bine sau e făcut într-un mod mai ieftin, așa, adică nu e neapărat. Dar, oricum, aici scrie Kenzo. Da, nu cred că vedeți voi. Poate, poate vedeți ceva. Ah. Doamne, 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 cât poate să-mi placă. Hai să vedem. O să mă dau aici. Pe mână. Super. Eu l-am avut pe ăsta în octombrie anul trecut. Am avut varianta de 30 ml, originală, din magazin. Am primit-o cadou de ziua mea. Și mi-a părut rău că era de 30 ml, că era micuță. Adică el e dita mai ăsta, că așa e forma lui și cu capacul încă 5 cm sau cât naiba are. Dar știam că sunt 30 ml și voiam mai mult. Și am avut noroc, l-am vândut pe ăla cuiva. Am păstrat bănuții și mi-am luat testerul cu mai puțin bani și mai mulți mililitri, adică am 50 mililitri în loc de 30. Ok, hai că am, o să las aici, am notele scrise pe aici pe undeva. Da. Stai să dau eu cutia asta că mă cam deranjează puțin așa. Ok. Doamne. Bun, este un parfum din 2000, deci e destul de vechiuț pe piață. E un oriental floral, așa e încadrat. Și din câte știu eu, și celelalte două sunt tot așa, oriental florale. Deci mi-am luat numai parfumuri oriental florale, se pare. E făcut de Alberto Morias. Presupun că ați auzit de el, că a făcut mai multe parfumuri. Note de vârf, are așa. Trandafir bulgăresc, păducel, coacăze negre și mandarine. De mijloc are violete de Parma, trandafir, iasomie, opoponax, opoponax, ok, care știu eu că e un fel de un balsam, e o aromă intensă, așa, dulce, de balsam, dulce, cald și spicy în același timp, ceva de genul, ăsta e opoponaxul, ok, și mai este în bază vanilie, mosc alb și incens, adică tămâie. Ok. Doamne. Deci, e un parfum minunat. Pentru mine e un pudrat dulce, floral, da. Pentru că simt și trandafir și violetă, dar pe mine, nu știu, de când l-am mirosit, mă duce cu gândul la niște bombonele colorate. Din alea mici, chipi, sau nu știu dacă le zicea chipi, în fine, nu știu. Sunt alea vechi din copilărie. Pe mine acolo mă duce cu gândul și la presărate așa cu pudră. Pe ele, cu pudră, pudră, cosmetică, gen. Așa mi se pare. Da. Pudrat, floral. Simt vanilia, simt, îl simt și un pic, da, îl simt și balsamic, așa. Probabil de la poponaxul ăla, că altceva nu mai are, nu? Da. În schimb, nu simt moscul ăla. Sau poate puțin așa, dar în spate, undeva în spate de tot. Și de altfel nu simt tămâia. Adică mie nu mi se pare că ăsta miroase a tămâie sau că ar avea tămâie în componență. Nu știu. Trandafirul, da. Păducelul ăla, nu știu dacă îl simt, nu-mi dau seama. Nici coacăzele. Nici mandarine. Violeta aia, da. Iasomie, da. Da. Deci, parfumul ăsta, Kenzo Flower, îl avea mamaia mea când eram eu mică. Și ea era, na, mamaie. Bine, și acum e. Dar
Eu eram mică, nu știu câți ani aveam, dar mi-amintesc. Eram între, nu eram nici mică, mică, nici puștoaică, adolescent, așa. Eram undeva între, nu știu, 10, 11 ani, 12, ceva pe acolo. Mama și l-a mirosit, l-avea pe ăsta și avea și Kenzo Jungle. Și știu că pe niciunul nu-l sufeream, doamne, deci mai ales pe Jungle nici atât să nu, vai de mine. Dar și pe ăsta când l-am mirosit, mi s-a părut atât de tare și de greoi și de dulce și de respingător, așa. Am zis, doamne, ce parfum de babă, yes! Mamă, și știu că l-avea, stătea sticluța asta, exact așa, lungă, așa, stătea la ea acolo. Sau cred că într-o vreme sta la noi și îl vedeam, că îl văd aici în casă, în sfragerie. În mobila veche pe care o aveam noi, îl văd acolo pus așa, nu știu de ce. Da, și de câte ori îl vedeam, mă uitam la el așa cu zilă și și nu mă apropiam de el. Și peste ani și ani, ca să vedeți, că e unul din parfumele mele preferate, deci mi se pare foarte, foarte mișto, un pudrat vanilat, un buchet de flori mare, bine făcut, cum se zice, well blended, bine amestecat, bine realizat. Ia să-l vedeți și voi mai. Designul sticlei e, nu știu, e superb, adică îmi place maxim. Îmi plac sticlele astea mai ciudățele, îmi plac și sticlele clasice, elegante, nu știu. Și că tot am adus vorba de bunica mea și așa, chiar eu știu cum era ea când era mai tânără, na, și foarte cochetă, așa, și mereu parfumată și cu bijuterii pe ea și cu paltoane, cu trenciuri, cu fel de fel, cu cocul ăla al ei pe care și-l făcea și îl face și acum, dar nu prea mai are păr, același păr de atunci. Așa. Mi se pare că e pentru femeia aia feminină din timpurile alea de demult. Dar nu mi se pare un parfum vechi, demodat. Mi se pare un parfum pe care care se poate plia și pentru femeia din ziua de azi, mai modernă și mai independentă și mai, mă rog, așa, și pe care nu cred că îl simțim așa la toate femeile, peste tot, da? Cum sunt chiar și cele de nișă, adică și parfumurile de nișă au început să fie pe toate gardurile, da? Nu știu, mi se pare totuși un parfum cu aromă unică, cu un miros unic. Poate fi ușor greoi așa, dar pentru că da, mie mi se pare că în bază rămâne dulceag, rămâne dulce așa. Dar dacă știți că nu vă plac astea dulci, de niciun fel de dulce, nici gurman, nici dulce mieros, nici dulce vanilat, nici dulce ambrat, balsamic și așa, ok, stați departe de el. Dar dacă știți că vă plac astea, mergeți și încercați-l în Sephora sau undeva. Marionu, Douglas, că merită. Merită, merită, merită. Da. Gata, că am vorbit prea mult despre el. Ok. Următorul, care să fie, ce avem aici? L-am luat pe ăsta. Ăsta să fie. Să fie Guerlain. Nu. Guerlain. Guerlain, Guerlain, Guerlain. Ați înțeles voi. L'instant de Guerlain. Yes, 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 yes! Ne-a venit cu capac! Super tare! Deci, v-am zis că toate sunt testere și doar de ăla știam sigur că e cu capac pentru că a scris cineva în review de cel ultimul pe care vi-l arăt. Dar de astea două nu știam. Așa arată. E sticluța asta frumoasă, nouă, cu albinuțe pe ea. Doamne, ce frumoasă e și e așa mată sticla și fină. Aoleu, cât de frumoasă e! Doamne, doamne! Așa arată. Are aici sigla asta, mă rog, a lor. L'instant de Guerlain, Eau de Parfum, Guerlain. Doamne, căpăcelul, ce frumos e! Cât de frumos e! E minunat! Bun! Are inscripționat aici Guerlain. Așa. Ia să vedem. De asta chiar sunt curioasă, pentru că, nu știu, nici n-am avut unde să-l miros. Și nu știam nimic, doar ce am mai citit așa, review-uri despre el și atât. Mamă, mi-aduce aminte de ceva.
Hai să citim ceva despre el până atunci. Ia să vedem unde... Așa. Oriental Floral, ce v-am zis. Din 2003, ăsta e un pic mai nou, dar tot vechi, cum ar veni. am scris, n-am scris de cine ai făcut, mă rog. Are așa... mandarine, măr roșu și bergamotă în vârf, mijloc, magnolie, iris, ilang, ilang și iasomie, ilang, ilang, da. Da, deci miroase ilang, ilang de mori. În bază miere albă, vanilie, ambră, rășina benzoică și mosc. A, rășina benzoică, da, care am scris eu că dă, e o notă caldă, balsamică și din ce știu, asta amintește de vanilie, deci e cam în aceeași grupă, ceva de genul. Da. Ce-am mai zis? A, și mi-am notat eu de ambră, dacă notă orientală, dulce, rășinoasă, confortabilă și caldă. Da, și eu câteodată o simt chiar pudrată câteodată. Ok. Am citit despre ăsta că are sia și longevitate bună, așa scriau oamenii pe Fragrantica. Așa. Doamne! Da, floral, simt un pic de vanilie, miere, miere la maxim, deci miere și ilang ilang, pudrat, vanilat, ambrat, puțin, puțin, feminin, classy și clasic. Doamne, e foarte frumos, delicat. Da, e un miros de flori galbene, adică ilang ilang, asta avea, nu? Unde naiba e, doamne? Da, ilang ilang și iasomie, da, și iasomie, dar e, mi se pare o iasomie mai murdară, așa cum se zice. Sau iasomia combinată cu ilang ilang fac o iasomie mai murdărică. Da, da, e feminin, feminin pudrat, vanilat, floral. Cred că o să meargă bine pentru primăvară acum, mai ales dacă sunt temperaturi între, adică nici prea reci, nici foarte calde. Dar mă duce cu gândul și la vară, la soare așa, la căldurile alea mari, la un apus de soare. Foarte mișto e. Mi-aduce aminte de ceva, dar nu știu să vă zic, sau e un miros familiar pe care l-am mai simțit mai de mult în copilărie, nu știu, parcă mi-amintește de copilărie, de ceva. Oare să-l fi avut maica mea? Nu știu, dar da, parcă văd așa că ar fi un parfum de mame, de o mamă din aia caldă și elegantă și frumoasă, bineînțeles că toate mamele sunt frumoase oricum. Da, parcă e un parfum pe care l-aș vedea bine pe o mamă. Dar, adică nu în sens, nu în sens rău sau că e vechi, că e bătrân sau că... Nu. Că știm bine că o mamă poate să aibă și 20 de ani, adică... Da? Dar, nu știu, genul ăla mă duce, acolo mă duce pe mine cu gândul. E foarte feminin și, mamă, deci simt și miere foarte multă, simt miere, da, miere albă. Miere albă, da, face o imagine cu un borcan de miere aproape gol și rămâne mierea aia pe fund și se face așa aproape transparentă, nu mai e ca la început. Borcanul plin și se vede borcanul galben, așa, gălbuia, rămiu. Nu, când mai rămâne așa un pic și e aproape transparentă. Foarte frumos e. Foarte, foarte, foarte frumos. Da. Nu știu, să-l mai testez pe ăsta, că nu știu prea multe despre el. Doamne, ce frumoasă e sticla, de ce bestială. Cutia e așa simplă, de tester. Și să dăm și cu ultimul și gata. Care este acest individ
Elisab Le Parfum. În sfârșit mi-am luat și eu parfumul Elisab Le Parfum. Și îl mai vreau pe ăla Girl of Now și Le Couture, Le Parfum Le Couture. Și o să mai vreau, dar mai târziu, dacă e prin vară sau așa, ăla Forever, Girl of Now Forever. Cutia înăuntru și parfumelul. Doamne, ce frumos e! Elisab Le Parfum, Eau de Parfum. Un eau de parfum o note de fleur d'oranger, jasmin, miel de rose. An eau de parfum with notes of orange blossom, jasmine, rose honey. Ia să vedem unde am eu. Da-te mai cutie de aici. Ia să vedem unde am. African orange flower am eu la vârf. Da, deci nu știu, probabil e o greșeală undeva. În mijloc jasmine, da, și bază white honey, adică miere albă. Iarăși miere albă, ok. Ok, două parfumuri cu miere albă. Patchouli, trandafir, Virginia Cedar, cedru de Virginia, da? Patchouli, bineînțeles. În sfârșit, un parfum cu patchouli, yay! Da, hai să testăm, pe ăsta o să-mi dau... La ăsta iese capacul cam ușor. Și cam și joacă, așa, vedeți? Da, nu știu, spuneți-mi și voi dacă l-aveți și face capacul la fel, vă rog. Dacă știe careva. Că toată nu iese greu, nu știu. O fi o problemă cu ăsta? Sau așa e la toate? Da. Hai să ne dăm. Deja se simte mierea de aici. Doamne, dar e altfel de miere față de ăsta. Da, aici e miere cu ilang ilang și cu iasomie. Foarte mișto e. Să mai dau? Oh my god! Eu știu cum miroase asta pentru că l-am testat și în parfumerie. Mamă, ce... Mi-a venit, l-am mâncat pe tot. L-am băut, l-am mâncat. Și mi-am luat-o de pe Parfumo. Loțiunea de corp, dacă mai știți voi, v-am arătat într-un haul, unboxing. Da, și îmi place foarte mult loțiunea, deci e minunată și am luat-o cu 11 lei, nu știu, ceva de genul. Wow, e bestial, e bestial. Ia să citim notele. Unde ești mai tu? Este făcut de Francis Curdijan, ceva pe acolo, știți voi. Așa. Hai mă. Francis Curdijan. Curdijan? Nu mai las. Altă dată. Ok. Oriental Floral, bineînțeles. 2011, ăsta e mai nou, e cel mai nou dintre toate, adică de vreo 10 ani. Gen. Așa. V-am zis notele, da. Foarte mișto e. Simt o miere, dar o miere adevărată, dulce, cu un pic de vanilie, simt eu, are? N-are. Trandafir nu simt. Patchouli ăla... Nu prea simt. Mi se pare că e foarte classy așa, cald în același timp. O miere caldă cu o iasomie sau o iasomie peste care s-a vărsat niște miere, ceva de genul. Foarte mișto e și ăsta. Wow, cât de frumos e, Doamne! Și așa cum am mai auzit de la alte fete, da, chiar cred că se poate purta în orice anotimp. Poate vara, să zicem, așa în amiaza mare ar fi un pic too much, dar... Seara, sigur mergem, deci e chiar binevenit parfumul ăsta. Foarte mișto e. Feminin, nu mai zic, e foarte mișto. Mieros. Da, ăsta, l'instant, e un floral galben, să zic. Ăsta e un floral alb, mieros. Foarte mișto e. Și din câte știu, la fel are longevitate și siaj maxim, deci super belea. Da, o să le mai testez și o să fac un alt clip cu impresii mai
mai detaliate, cu o impresie mai bine făcută. Wow, cât de frumos e! Doamne, 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 doamne! Deci îmi place maxim. Și mie nu prea îmi plăcea mierea în parfumuri, dar uite că și ăsta care e... Ăsta poate fi un pic greoi, nu Kenzo Flower. Deci Kenzo Flower mie mi se pare dulce. Și ce mai, că l-a luat pe ăsta la siaj, la... pe ăsta nu-l mai simt, îl simt pe ăsta și pe ăsta. Deci, da. Foarte mișto. Mulțumesc parfumul maxim că existați. Deci, nu mă vede nimeni, nu mă aude nimeni de la ei gen, dar eu simt nevoia să le mulțumesc pentru că mă bucur, ce să zic, de ce să nu recunosc, mă bucur că am ocazia să-mi iau parfumurile astea la niște prețuri foarte bune, da? Vă mulțumesc dacă v-ați uitat până la final, vă pup și vă urez toate cele bune. Pa!